am înțeapă aici, noroc că avem un doctor. Și atunci îmi dai voie să mai drag, te rog, că îmi plac. Te rog. Un loc în casa mea care nu îmi place. Bună, e bună întrebare. Sau mă rog, interesantă. Balconul, cred că nu mi oferă perspectiva pe care o caut și nu mi oferă liniștea pe care mi-aș dori. N-are view-uri potrivit, să zic. Foarte tare. În capul meu îmi vin colțurile canapelelor. M-am plimbat cât era Marc mic, are 11 ani acum. Mulțumesc la fel dacă ai. Două fete. Să-ți trăiască. Cât eram mare mic, l-am plimbat atât de mult în brațe și mi-am zdrălit degetele mici de niște colțuri de vreo două ori. Cred că le-am și rupt odată cel puțin. Încât doar la gândul de colț de canapea, pur și simplu mi se cu tot așa mă zgârcesc. E o durere generală. Doamnelor și domnilor, suntem la Pe Locuri, fiți gata, ascultați Corpul, podcastul în care stăm de vorbă și ne jucăm cu medicii de la Regina Maria. Campania Ascultă-ți Corpul își propune să educe publicul despre importanța prevenției, astfel încât să devină adulți informați și care să acționeze preventiv când vine vorba de sănătatea lor. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Ovidiu Tudor, medic specialist în neurologie. Domnule doctor, bine ați venit! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație! Începem prin o scurtă prezentare pe care să ne faceți dumneavoastră despre cine sunteți. Vă rog. Sunt medic neurolog, specialist în neurologie. Îmi place să studiez creierul, m-a atras, îl studiez de câțiva ani de zile și nu sunt puțin, sunt aproximativ 12 ani de când fac asta și recunosc că sunt un novice și încă mă surprinde. Poate de asta mă și atrage atât de tare. Sper că vă place și să vă jucați. Ador. Perfect. Haideți să începem să ne jucăm puțin până să trecem la întrebările medicale. Cea mai sigură metodă să te enerveze cineva? Bună întrebare. Aș folosi un cuvânt care să reflecte mai bine ceea ce vreau să exprim. Cred că repetitivitatea poate fi un element care enervează teribil de mult. Repetitivitatea atunci când contrazici pe cineva, atunci când folosești termeni pe care persoana de lângă tine nu-i apreciază, atunci când îl desconsideri în mod repetat pe cel de lângă tine, atunci când faci cu pixul clic, 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 clic în mod repetat. Repetitivitatea deranjează și enervează la un moment dat. De ce? Pentru că suntem persoane dinamice, în permanentă expansiune, în permanentă căutare de nou, iar a bate pasul pe loc e de-a dreptul enervant. Ce frumos ați explicat ca un specialist. Un altul ar fi spus, mă enervează oamenii care fac repetitive. Dumneavoastră ați spus chestia asta într-un mod extrem de elaborat și vă mulțumesc. La mine este mult mai simplu. Cea mai sigură metodă să mă enerveze cineva este să-mi spună că nu am dreptate. E cu atât mai mult cât știu că are dreptate. Dacă este adevărat chestia asta, îmi este foarte greu să accept acest lucru. Deci o chestie, nu știu dacă puteți empatiza cu acest lucru. Dar... ok. Bun. Dar dacă vorbim de metode de a te enerva cineva, cred că atunci când ai o migrenă, nu-ți trebuie nici foarte multe click-uri, nici să spună cineva că nu ai dreptate. Te enervează absolut orice, în orice moment, cu siguranță, orice cuvânt, orice zgomot, oricine e lângă tine și strică ambientul. Din ce moment sau din ce punct al durerii ar trebui să ne îngrijoreze o migrenă și să venim la un specialist pentru un consult? E util să precizăm asta, ca și informație generală. În esență, migrena nu reprezintă o urgență medicală, fiind o patologie extrem de întâlnită, poate cea mai răspândită cauză de prezentare la medic. Totuși, dacă la un moment dat durerea de cap își schimbă caracterul, asta însemnând că debutul ei devine unul brutal, se asociază cu stări de febră sau se asociază cu senzație de gât înțepenit, neputând duce bărbia în piept. Pe lângă durerea de cap se asociază, dacă se asociază, tulburări de ale stării de conștiență, tulburări vizuale, tulburări de comportament, tulburări în sfera motrică, dacă apar dizabilități și deficite motorii asociate cu tulburări de coordonare, de vorbire sau parestezia morțeli delimitate de regulă pe o jumătate de corp, este cazul să te prezinți la camera de gardă într-o unitate medicală de specialitate. Și ar mai fi un detaliu important pe care aș vrea să-l menționez. Migrena, în mod clasic, este definită ca fiind o durere de cap ce ține între 4 ore și 72 de ore. Dacă depășim acest interval, iar pe lângă asta asociem și niște stări de vomă teribile, de exemplu cu stări de greață puternice care nu cedează la medicație, atunci din nou ne putem afla în fața unei urgențe medicale.
vă dați seama că ceea ce fac eu acum vor face cei care ne urmăresc la un dat, în timp ce spuneați în minte mea, ok, de ce stau, nu am asta, nu e bine, e bine, aoleu, pe asta parcă am avut odată. Dar, de că stau acasă. Da, e bine că sunt multe simptome și să sperăm că lumea se va regăsi cât mai puțin ele, dar e important să știe că atunci când apar trebuie să facă ceva și mai ales dacă nu trec, dacă trece cele 72 de ore și nu a cedat. Exact, exact. Sigur că îmi permit să mai fac o scurtă prezentare. Migrena este definită ca o durere puternică de cap, de intensitate moderat severă, localizată pe una dintre părțile capului, stânga sau dreapta, asociată cu stări de greață sau vărsături, care cu sensibilitate la zgomot și lumina și exact cum spuneam, ține între 4 și 72 de ore. Însă dacă la un moment dat simptomatologia asta se permanentizează, poate fi o problemă. Dacă simptomatologia nu cedează la analgezicele pe care pacientul le folosește și depășește intervalul limită pe care l-am menționat, du-te la camera de gardă, nu stă acasă. Perfect. Următoarea întrebare la care m-am gândit suna foarte pompos și era în fermător. Atunci când îmbătrânim, uităm. Corect ar fi să spună fermător. Atunci când îmbătrânesc sau acum că îmbătrânesc, uit. Și v-aș ruga să-mi dați mie și celorlalți aflați în situația mea niște sfaturi pentru a putea evita aceste momente în care avem lucruri planificate și pur și simplu uităm de ele. Ce ar trebui să facem ca să nu ajungem în astfel de situație? O clipă să-mi aduc aminte. Glumesc. Ok. E un fenomen firesc care apare odată cu înaintarea în vârstă și după vârsta de 40 de ani, vrem, nu vrem, într-adevăr, apare un fenomen lent, ușor de îmbătrânire a organismului, inclusiv al creierului. Însă lucrul acesta nu trebuie să ne sperie, pentru că avem soluții și argumente ca să luptăm cu problema care ne apare în viață. Sunt câteva elemente de stil de viață extrem de importante pe care, dacă le implementăm și le facem parte din rutina noastră zilnică, putem beneficia de o memorie bună, sănătoasă, pe termen îndelungat. Ce înseamnă asta? Înseamnă să avem activitate fizică, cel puțin 60 de minute în fiecare zi, pentru că activitatea fizică îmbunătățește circulația cerebrală, iar creierul, pentru a funcționa în mod corespunzător, este dependent de cantitatea de sânge și de perfuzia cerebrală pe care o primește. Primul element. Al doilea element, neglijat din păcate și care este mai important decât nutriția și decât mișcarea, este somnul. Și mă refer la somn 7-9 ore în fiecare noapte și menționez și subliniez noaptea, nu ziua, pentru că mecanismele sunt total diferite, deci între 7 și 9 ore trebuie să dormim noaptea. Revin acum pasul 3, alimentația. Importantă, pentru că ultimele studii demonstrează că dacă noi avem o alimentație corectă în care excludem factorii nocivi și excludem fumatul, excludem alcoolul, spre exemplu, reducem cantitatea de proteină animală și consumăm foarte multe legume și fructe, atunci ne îmbunătățim considerabil starea generală de sănătate, dar și memoria, inclusiv sau în special legumele verzi, conform studiilor, un verde aprins, de exemplu, cum sunt brocoli sau stevia sau alte lucruri, îmbogățesc și ajută prin efectul antioxidant la protecția creierului. Următorul pas, socializarea. Nu vă retrageți, nu deveniți introvertiți, nu stați închiși în casă, ieșiți, socializați, bucurați-vă de prietenii și de oamenii de lângă voi, tocmai pentru a menține o stare bună de optimism și comunicare, lucru care ajută creierul să formeze rețele neuronale noi. Ce mă uimește la creier și ceea ce mă fascinează este capacitatea lui care se numește neuroplasticitate. Ce înseamnă asta? Că deși îmbătrânim, el nu încetează niciodată să se perfecționeze și să devină mai bun. Cum pot face asta? Provocându-l. Iar sfatul meu este provoacă-ți creierul să facă lucruri noi pe care nu le-a mai făcut, să se perfecționeze în elemente pe care încă nu le-a perfecționat. De ce? Pentru că asta va stabili rețele neuronale noi care vor prelua din consumul rețelelor neuronale vechi și atunci îți vei asigura continuitate. Bun, și dacă tot am vorbit despre uitare, v-aș pune o întrebare de Funny Brand pe care sunt convins că nimeni nu și-ar dori să o uite. Și anume, cea mai frumoasă amintire cu bunicii? Aici trebuie să sap destul de mult în amintiri, pentru că sunt multe, într-adevăr, dar poate una și o aleg de ce. Nu știu dacă e neapărat cea mai frumoasă, dar e imaginea cu puternic impact asupra mea, pentru că memoria și emoția întotdeauna merg mână în mână și, spre exemplu, dacă vei simți un miros care ți-a plăcut, vei trezi o amintire care ți-a trezit sentimente plăcute, da? Aveam puțin peste vârsta de 10 ani, era vacanța de primăvară, mi-am amintesc foarte bine, eram la bunicii mei, în spatele casei lor începea o pădure foarte frumoasă, pădure în care se găsea un luminiș plin de florile primăverii, viorele, toporași, ghiocei. Mi-aduc aminte și acum, fără să le spun, m-am dus în curte, aveau o sapă micuță, am luat-o, am plecat. Era o perioadă în care eram destul de liber noi ca și copii, m-am dus în pădure și am
rupt niște flori, le-am luat cu rădăcini, cu tot și le-am adus acasă. Și mi-aduc aminte momentul în care atât bunicul cât și bunica au venit lângă mine și împreună am ales un loc în care să plantăm acele flori. Surpriza este că astăzi, după 27 de ani, acele flori continuă să înflorească în fiecare primăvară, deși bunicii nu se mai află printre noi. Iar asta e mai mult decât o amintire plăcută, reprezintă o continuitate și o legătură pe care cumva am păstrat-o în viața mea cu ei. Ce frumos mi s-a părut chestia asta pe care ați povestit-o, revin și eu cu amintirile mele cu bunicii, cu emoțiile care sunt declanșate de anumite lucruri pe care le experimentăm, mirosuri, lucruri pe care le vedem și așa mai departe. Cum se întâmplă asta din punct de vedere neurologic, v-aș întreba? E un mecanism extrem de complex, pentru că emoția întotdeauna va trezi o serie de sentimente și va trezi o serie de trăiri care te vor face să te simți într-un anumit fel. Iar impactul acelui eveniment va fi stocat, da, pe un hard disk, îl putem nota, numi în felul acesta, la nivel cerebral, la nivelul hipocampului, care reprezintă centrul memoriei noastre. Doar că acest hipocamp are legătură cu zonele de miros, de auz, zonele vizuale, cu componenta emoțională, și aici mă refer la sistemul limbic, dar și cu componentele prefrontale care se ocupă de mecanismul de acțiune. Și, spre exemplu, atunci când voi simți acel miros sau voi auzi o anumită muzică, automat informația se va duce spre sertar, da? Spre locul care reține informația. Informația va ieși la iveală, iar informația va avea un impact pentru că se duce spre componenta emoțională și îmi trezește un sentiment de bine, un sentiment plăcut și mi-aduce zâmbetul pe buze. Aici apare acțiunea despre care vorbeam. Nu rămân indiferent, nu rămân stană de piatră. Doar am retrăit emoția și atât. Nu. În organismul meu se petrec niște modificări și au loc niște acțiuni care vor fi vizualizate de ochii celor de lângă mine. Pentru că există un întreg complex, o întreagă rută, o întreagă hartă care creează acest circuit minunat. Mi se pare fantastic, apropo de ce ne povesteați, cum lucrurile pe care le trăim ne influențează care exact. Este drumul pe care exact. O luăm și cum interpretăm diferite lucruri care ne se întâmplă în viață. Partea bună este că noi nu suntem ființe eminamente emoționale, dar suntem ființe raționale înțestrate cu emoții, iar dacă cele două funcționează perfect, în regulă, și comunicarea asta bidirecțională este optimă, atunci noi vom reuși să fim echilibrați și să ne bucurăm de tot ceea ce trăim. Așa să fie. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte frumos pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, până când ne reauzim data viitoare, să fim sănătoși și nu uitați să vă jucați cât de mult puteți.